Sunt Oana Șlemco și alături de mine avem un invitat special. Este vorba despre un om foarte serios. De altfel, am încercat să mă asortez cu invitatul meu de astăzi și să devin și eu foarte serioasă. Mi-am luat o cravată, pentru că asta am observat eu că se poate în Parlament. Bună ziua și bine v-am regăsit, bine domnule deputat. Bine v-am regăsit, ținând cont că este ora prânzului. Sper să fim foarte serioși în sensul în care nu o să fim serioși și sper să avem o emisiune interesantă. N-am cravată, sunt sătul de a purta cravată în Parlament, în acțiunile publice și profit întotdeauna cât mai mult de timpul liber pentru a merge mai degajat, pentru a fi de fapt un om normal. Dar eu dacă port ochelari și cravată, bineînțeles astăzi nu am ochelari, devin un om mai serios? Sunt unii care încearcă lucrul ăsta. Acum, probabil că cei care se uită la noi și vor da seama că dumneavoastră sunteți foarte serioase și eu mai puțin serios, nu din perspectiva ochelarilor, însă mulți încearcă să păcălească. Dar cred că suntem totuși după vreo câțiva ani în care libertatea de a ne exprima, libertatea de a primi informații ne face să putem judeca cu propriul nostru intelect și cred că oamenii știu să facă diferența între o persoană serioasă, dar dreptul, și unii care vor să pozeze în serios. Am înțeles, dar dacă această cravată ar fi fost violet, ar fi avut câștig de cauză? Probabil că cea mai bună culoare pentru cravată era totuși portocaliu. De ce? Pentru că portocalii au câștigat anul trecut, însă și violet e o culoare frumoasă. Eu n-am o problemă în ceea ce înseamnă culorile, îmi place foarte mult și roșu. Asta nu înseamnă că sunt împotriva culorii portocalii sau violet. Sunt culori, la urma urmei, care la un moment dat sunt folosite și cu alte scopuri decât cele de a da un bun gust. Asta ar merge, dar acoarele nu luăm, nu? Cred că ne-am apropiat de zona cu carne de pasăre, să încercăm să unde se simte ceva. Mirosul de pește proaspăt. Eu vreau un cărucior mai mare. Te super? Să te dau filmul să te uiți atunci cât timp... Mulțumesc! Fiecare cu căruciorul lui, nu? Domnișoara, ce are? Uite, fuge cu farfuria de lângă noi. Noi vă invităm la masă într-o oră, cred. O oră? Și atunci facem schimb de produs. Dacă știam, veneam cu altă rețetă. Ceva cu brânză tofu. Mie îmi place foarte mult cum vorbește domnișoara. Mulțumim frumos! Ei, nu știu dacă vom tranșa chestiunea foametei așa scurt, dar avem și palmieri, dar ăștia cred că nu merg la ceea ce vrem noi, nu? Nu. Am ieșit foarte bine la capitolul morcovi. Am luat să fie să nu trebuiască. Mai avem pentru dus acasă la iepuri. Andrei, am o scobitoare. Mă ajut, te rog frumos, un pic, mulțumesc. Uite! A, sunt? Nu, păsările pe salată. Adică mai natural decât atât nu se poate. Dacă ele mănâncă, înseamnă că e în regulă. Mergem în pădure dacă nu găsim aici, nu? Eu propun să nu mergem în pădure chiar astăzi. Cred că la bere nu găsim nici ciuperci. Ai mâncat mâncare pentru pisici. Da. Cum se pare? Are un gust deosebit. Miroase foarte în regulă. Acum să vedem dacă avem bani. Eu... nu am. Îmi pare rău. Eu mă gândesc că îl putem lăsa pe Andrei la casă. Căutăm, să și rest. Căutăm... Mai trebuie să umplem ceva. Ce spui, Andrei? Ai fi de acord să rămâi la casă? Deci am rămas cu bani. Acum ce facem? Jucăm la loto sau... Vorbim după emisiune. După emisiune. Să nu ne audă angajatorul. Ne ajutați cu un cuțit și un fund, nu? Păi ăla-i tocător. Ăla-i tocător. Varianta mai estetică. Păi avem... Eu știam că este ciocanul cu care toci carnea. Tocător. Tocător! Că am învățat astăzi că varianta elegantă la tocător este, la fund tocător. Este tocător. Oana, știi să lucrezi cu chestia asta? Sau... Nu, dar va fi amuzant să te vedem pe tine. Sunt convins. Cum ai să te descurci? Până la urmă, cred că o să apelez la... La un prieten. Ne dați un pic, ne oferiți un pic de consultanță? Mă depășește complet. Încerca să folosesc varianta cuțitului. Să înțelegem că n-ai așa ceva acasă. No. Cred că Oana o punem așa întreagă, fără să mai desfacem că... Eu zic să mai insistăm un pic. Deci tot varianta... Eu nu știu dacă Andrei are, care este invitatul nostru la masă, nu știu dacă are nevoie de fier. Eu am, dar el. Să pregătesc niște șervețele, poate ai să plângi sau... La vârsta mea m-am obișnuit să plâng din ce în ce mai rar. Noroc de această emisiune că mă mai vede și pe mine mama în bucătărie, deci... Andrei, ce zici? E în regulă? Să întrebăm experții.
Și eu mă duc și să caut berea. Nu, eu zic să o lași pentru... Pe care am pierdut-o. Nu nimic, găsim alta. Andrei, pentru tine nu mai avem bere. Ana, punem asta aici. A spus că trebuie, a trebuit un pic mai măruntă ceapa, dar n-ați auzit. Cam cât usturoi tot? Mai cam 2 kg. Ți-e frică de soacră sau? Nu, am deocamdată și nu văd de ce ar trebui să-mi fie frică de ea. Are un gust deosebit. Asta, Andrei, trebuie să o tai de la filmare, că nu prea e în regulă, dar ne asumăm și riscurile, nu? Normal trebuia să punem apă exact la cantitate, dar... Că se prinde de tigaie. Nu-i nimic, nu o să mâncăm chiar tot. În cazul în care nu obținem cele 3 porții, îl sărim pe Andrei. Săracul e cel mai flământ, cred, după ce l-am chinuit acum cu filmatul. Nu explodează, nu? Nu. Nu? Bun. Nu facem nimic care se ține de alchimie. Deci n-am avut nicio victimă deocamdată la bucătărie. Nu? Nu. N-ai înregistrat victime. Asta este promițător. Andrei, poți să dai camera mai aproape să ne lasă și telespectatorii cum gătim noi aici. Deci trebuie un pic mai... Asta nu era în program. Andrei, aproape poftă bună, da? Să nu-l uităm pe colegul Andrei. Este mic și slab care în creștere. Săracul, cred că... Mulțumim frumos! Andrei, săracul, cred că a avut misiunea cea mai grea. Să se departe de oala. Să aibă curaj că stă cu noi și acum să trebuie să mănânce așa. Că... Andrei, și ție poftă mare. Andrei, tu... ce sos preferi? Mergi pe mâna noastră sau... Deci Andrei e foarte curajos. Are încredere în, în noi astăzi. Sosul de soia și o să punem puțin sos. Și sare și păr după gust, vă puneți fiecare în funcție de cum mâncați. Andrei, te doare gâtul? Ai febră? Îți trebuie ceai? Atunci aloc la masă, te invităm la ceai. Stimați telespectatori, mulțumim că ne-ați urmărit.